Nu am puțin, asta trebuie să fac, că am prieteni. Faceți, domnule, poate nicio problemă. Deci, în primul rând, lacătul a fost tăiat. Da, am spus la fete acum, dar cu ele. Ați văzut că lacătul a fost tăiat, nu-i așa? Da, da, da. Am niște doi oameni aici, martori, foarte cinstiți, care văd valiza. Da. Bun, după ce am deschis valiza, în această pungă, da. Nu, puțin, puțin. În această pungă erau două iPhone-uri. Da, iPhone-ul nu există. Vă cred. Acest telefon era telefonul înăuntru, colitorul telefonului gol. Vă cred. Telefonul e gol. Ok. Ok. După aia, memoria lui Cosmin pentru laptopul lui de Mac este gol. Rupt, făcut în bucăți. Astea sunt medicale, nu le-au trebuit. Niciun electronic nu a mai rămas. Pantofii mi-au lăsat. Am avut încă 4 telefoane, am avut o grămadă de lucruri, tot s-a furat din valiză. Dar asta este, acum că e în Italia, că e în România, nu se știe. Faceți la ei, mi-a zis, poate de anul ăla, poate i-am spus. Băi, măi prieteni buni, uite, eu v-am adus cadouri, v-am adus toate alea, dar s-au furat din valiză, îmi pare foarte rău, nu am ce să fac, să nu cumva să chestie. Nu, dumneata nicio vine și doamna de la pensiune unde stau, să vadă și să vadă și dânsa că... Uite, vin înapoi la prieteni, la familie, le aduc cadou, una alta și valiza e goală. Pe două aparate de fotografiat, o să fac inventarul că știu ce am avut. Asta e situația. Mulțumesc că mi l-ați adus. Deci și... nu a fost sacul plasticul rupt, sigilat? Nu, asta e de vreo. A zis să trimiți e-mail-ul acolo, el sau fax, cu lipsurile ce ați avut eu. Uite, valiza lui Adam din America în România.